În play-off e posibil ca Rapid să joace, atunci când găzduiește meciul cu FCSB, să joace pe arena națională. Cum ți se pare această posibilă plecare a Rapidului din Giulești? Acolo Rapid este foarte puternică pe teren propriu. Crezi că și-ar putea pierde un astfel de atut dacă se duce pe arena națională, un stadion cu care FCSB este mai obișnuită decât Rapid? În dezavantaj Rapidul. În comparație Rapid Giulești cu arena națională, cu siguranță e mult mai bine pentru Rapid să joace în Giulești. Crezi că liderii galeriei se vor opune? E deja în acest sezon, au fost odată, s-au opus? Pentru că a fost primul derby cu FCSB și își doreau foarte mult să fie în Giulești. De prima oară am avut impresia la jocul ăsta cu voluntari că Giuleștiu e mic. Până acum nu-l consideram mic. Păi este un stadion mai mic decât cel pe care jucai tu. Da. Și asta mi se pare un lucru absurd. Adică construim în 2022 sau, mă rog, în anii trecuți, s-a construit o arenă care să fie mai mică decât cea care... Dar vezi că și ăla pe care am jucat eu, cum spui tu, am jucat noi, din 2008 e fără peluza de la teatru. Da. Deci capacitatea Giuleștiului maxim a fost de 11.000 de locuri din 2008. Da, teoretic era de 18.000, dar 19.000, era de 11.000. Dar acum am avut prima oară senzația că Giuleștiul e mic. Da, mai ales tribuna aia a doua era, mică, îmi plăcea acolo, pe vremuri înaltă, așa, acolo stătea pe vremuri galeria. Și acum e meschină, e mică, așa, adică... pentru prima oară mi s-a părut Giuleștiul mic la jocul ăsta. Adevărul că Giuleștiul pare dacă mic... Dacă revine iarăși să joace în cupele europene, să se lupte an de an la primele trei poziții, cu siguranță e mic. E mic.